Contează, iată, absența lui Hagi în jocul echipei noastre. Și mă rog, jocul a oprit în momentul în care se putea foarte bine lăsa avantaj. Circa 20 de minute din această partidă au mai rămas. Gâlcă pentru Nanu. Nu sunt convins nici la această fază. Offside la Gane. Poate că am devenit suspicios, dar nu sunt convins. Minge oferită echipei Ungariei. Da, a fost. De data aceasta a fost, dar altă dată nu. Mă rog, Dan Petrescu depășit de această pasă a lui Matiuș către Egreși. Egreși l-are în față pe Filipescu. Sigură intervenția fundașului lui Betis. Ganea fuge ca să iasă din offside. Lupescu în schimb de pase cu Dorinel Munteanu și acum Adrian Ilie. Dorinel Munteanu, mai trebuie niște jucători în acea zonă. Dorinel Munteanu lansat în adâncime de o pasă precisă. Nu este chiar așa de precisă, e puțin cam lungă. Dar nici Dorinel Munteanu, da, n-a sprintat cu toată forța sa. Aruncare de la margine pentru Ungaria, echipă clădită pe osatura națională de tineret calificat acum 5 ani la Jocurile Olimpice de la Atlanta. În grupă, Ungaria a obținut doar 2 victorii și acestea la cele mai slabe echipe. Azerbaijan 4-0 la Baku și Liechtenstein 5-0 la Budapesta. Sigur că da. Așa trebuie să jucăm, suntem mai mobili, suntem mai inteligenți, mai tehnici. Nanu. Gică Popescu. Joc de păstrare a posesiei balonului. Foarte bun undoiul, în ciuda opoziției vehemente a lui Holmoi. Arbitru intervine și oferă mingea formației vizitatoare. Vilmos Šebek în adâncime, Gică Popescu are probleme cu Iosef Šebek, care centrează. Atenție Filipescu, n-a fost cea mai bună dintre degajări, dar doi. Înapoi la Iosef Šebek, acolo revine însă Filipescu, care trimite un lung de linie spre fostul său coleg de la Steaua și de la Galatasaray. Foarte bună pasa lui Dorinel Munteanu, dar și apariția lui Ionuț Lupescu a fost extrem de inteligentă. Adrian Ilie, din păcate, deposedat într-un moment extrem de favorabil pentru echipa noastră. Sigur, eram într-un 4 contra 2 pe această fază de contraatac. Vilmos Šebek și Hrutko sunt cei doi fundași centrali ai formației Ungariei și ambii joacă în străinătate, Hrutko la Kaiserslautern și Šebek la Bristol. Între timp, balonul a ajuns la Egreși. Acest Egreși a revigorat pur și simplu jocul echipei maghiare. Atenție la această ieșire a lui Lobonț, bine calculată. Mari probleme are Dan Petrescu cu el pe partea dreaptă. L-am văzut pe Filipescu venind foarte strâns să-l dubleze. Iată și în această reloare. O centrare foarte bine a ieșit destul de periculoasă. Mingea a fost deviată. Lobonț a ieșit precis. Și iată-l acum degajând spre Ganea. Nanu, precis. Sigur în intervenții. Filipescu prea departe de Ganea. Corșoș și Ganea. Corșoș reușește să salveze și să trimită apoi spre Dardoi. Pressing al jucătorilor noștri. Aprigul Nanu îl blochează pe Šebek și obține o aruncare de la margine. În dificultate, Dorinel Munteanu, nevoit să paseze în spate la Lobonț, degajarea acestuia
spre centrul terenului și mingea este oferită ungurilor. Așa s-o fi, jucând în Norvegia, cu urși polari și morse, așa săr la cap. Nu știu. Ganea puțin a lipsit să-l blocheze pe Kiraj. Idee extrem de bună a portarului ungur, care a degajat pe jos și offside probabil la lansarea în adâncime către Jozef Szebek. Minutul 30 al reprizei secunde, aproximativ un sfert de oră din acest joc. Încurajată de un public entuziast, echipa României conduce cu 2-0. Ionuț Lupescu, Filipescu, Dan Petrescu. Atac pozițional, mingea trimisă printre picioarele lui Pișon de către Dan Petrescu, care continuă acțiunea, excelentă pasă în adâncime, din nou semnalizare întârziată de la margine și offside. Offside decide acest tușier. Revedem faza. A avut dreptate. Da, a avut dreptate de această dată. Dar exact cum am spus înainte, nu mai cred nimic la aceste semnalizări, la aceste decizii care au fost de multe ori eronate. Filipescu reușind... Admirabil efortul, admirabilă partida lui Filipescu. Ungurii au vrut să repună, să reia jocul cu două mingi deodată. E greșit. În duel cu Filipescu și se pregătește o schimbare în echipa maghiară. Și iată, din ce în ce mai des Dan Petrescu este depășit. Iată, din nou Filipescu intervine la acest egreșit care este omul lui Dan Petrescu. Filipescu a fost eliminat în meciul de la Budapesta. O lovitură liberă, periculoasă. Hrutko cere balonul, apoi este și Matiu și Szebek. Atenție la această fază cu o încercare de reluare spre poartă a lui Matiuș. Întotdeauna aceste lovituri trase spre poartă. Iată în ce dificultate a fost pus Bogdan Lobonț acolo. Din fericire, totul e bine când se termină cu bine. Bună preluarea lui Dorinel. E greșit acum. Dan Petrescu ajunge. E greșit pasează cu călcâiul. Se infiltrează și Matiuș. Pișon către E greșit. Dintr-o bucată reluare spre poartă. Degajează Gică Popescu. Și... cât timp dumneavoastră ați urmărit reluarea unei faze precedente, în teren a intrat cu numărul 17, Miklos Herceg. Foarte bună intervenția lui Dan Petrescu. Continuată de o pasă la Ganea și de aici dintr-o bucată spre Florentin Petre. Atac periculos al echipei noastre. Ganea primește în centru. Ionuț Lupescu este singur. Ganea, un șut în forță, peste poartă. Aplauze pentru vârful de atac al Rapidului, golgheterul campionatului. Și dumneavoastră nu l-ați avut în imagine pe Adrian Ilie, care i-a reproșat lui Florentin că se afla singur în partea cealaltă. Pressing al lui Ganea, Pișon. Ganea continuă să îi încurce pe fundașii maghiari. Szebek nevoit să paseze la portar. Herceg Miklos a intrat în locul extremei dreapta. Foarte Jozef bun stopul lui Filipescu. Iată-l pe Ganea acum, sprintând și lansându-se spre partea adversă. Un șut blocat de Szebek Vilmos. Florentin Petre încercând să oprească o pasă care iese în cele din urmă în afara terenului de joc. Dan Petrescu. Lupescu își caută o poziție în centru. Gâlcă, un dribling lung. Balon pierdut, se lovește de dur acolo. Matiuș.
Gâlcă strânge din dinți și își rea locul în linia de mijloc. Lobonț, ieșire oportună și acum pasă către Filipescu. 2 echipe care par a se afla la capătul resurselor fizice. Nici ungurii nu mai par a fi atât de insistenți și de periculoși. Nu, eu cred că echipa maghiară a profitat în debutul celei de-a doua reprize de așezarea oarecum eronată a mijlocașilor noștri. Din fericire totul s-a rezolvat, deși cu oarecare întârziere. Dan Petrescu, foarte bine către Gâlcă la acest meci. Asistă observatori din Slovacia și Portugalia, principalele adversare ale celor două echipe în grupă. Jocul continuă. Adrian Ilie, o pasă spre Gane, aflat în offside. Sigur că echipa maghiară este obligată să joace sus de tot, a fost offside. Pressing al lui Dorinel Munteanu și un fault la Șebec. Munteanu putea fi penalizat cu cartonaș galben. Iată-l foarte, foarte, foarte nervos pe acest Șebec. Cred că Dorinel Munteanu a căutat și el un avertisment pentru că are deja un galben și ar putea să fie curat, cum se spune, pentru partida următoare cele cu Azerbaidjanul. Este vorba de meciul cu Slovacia. Cred că este schimbat. Bertalan Bichkei riscă totul, a făcut toate cele 3 schimbări, mai sunt circa 9-10 minute până la final. România conduce cu 2-0 și se apără. Matiuș pentru Herceg, e greșit, poate centra, o face și o reluare imprecisă a noului intrat Preisinger, Sándor Preisinger. Am trecut din nou prin mari emoții. Iată-l din nou pe acest Egre și din nou pe partea stângă, făcându-i probleme lui Dan Petrescu. Mare ocazie pentru echipa maghiară. Dorinel Munteanu. Preluare greșită. Cred că Dorinel Munteanu este obosit. Sigur, oboseala spune cuvântul. Să nu uităm că jucătorii se află la finalul unui sezon deosebit de încărcat. Pichont, nevoit să se întoarcă. Matiuș. Corșuș este liber în dreapta, vine Ionel Ganea și încearcă să-l blocheze pe fundașul advers, o face cu prețul unui fault. O lovitură liberă pentru echipa Ungariei. Hrutko este în careul lui Lobonț, este singur. Cred că ai noștri pregătesc o ieșire la offside. Cred că asta fac. Rutko, un gest de nervozitate pentru că nu s-a bătut repede. Asta fac ai noștri. Ies la offside acum și se ridică Fanionul de la margine. Rutko protestează vehement. Cât contează experiența în joc. I-ați văzut pe ai noștri făcându-se că îi scapă de sub supraveghere pe Rutko și Egrișii. Acesta din urmă în imagine. Dar totul a fost o stratagemă pentru pasul la offside. Minutul 39 și 20 de secunde al reprizei a doua. România conduce cu 2-0 și Lobonț degajează lung până la Ganea. Și apoi balonul ajunge în brațele lui Chirai. Extraordinară ambianța pe stadionul Steaua, acolo unde publicul simte și cântă o posibilă victorie. Matiuș
Dorinel Munteanu încercând să ajungă înaintea lui Dardoi, nu reușește, Dardoi poate centra, Crutco este în careul nostru, două driblinguri frumoase ale lui Dardoi, vine însă Gâlcă, acesta scoate o repunere a balonului din marginea suprafeței de poartă, excelentă intervenția lui Gâlcă la o fază care l-a arătat pe Dardoi extrem de eficient. După aspectul primei reprize am crezut că va fi un meci ușor, iată că nu este deloc așa. Această echipă a Ungariei ne dă emoții, ne face să ne uităm din ce în ce mai des la ceas. Ultimele 5 minute ale unei partide urmărite în picioare de publicul de pe stadionul Steaua. Ai noștri au de apărat un avantaj obținut încă din primul sfert de oră al acestei întâlniri. Corșoș se grăbește să repună de la margine. Emil Victor Pisurcă pregătește încă o înlocuire în formația noastră și totodată ultima schimbare. Va intra cu numărul 16 Gheorghe Craioveanu, el îl va înlocui pe Adrian Ilie, cel care, acum vă spuneam, în prima repriză se resimțea, acuza durere la genunchiul drept. Acum i-a făcut semn la începutul reprizei lui Pisurcă pentru că el poate continua acest joc, dar acum va fi înlocuit de Gheorghe Craioveanu. Probabil după această lovitură liberă. Da, lovitură liberă pentru Ungaria, sare Matiu și trimite peste. În continuare, ungurii încearcă să facă ceea ce știu, nu știu multe, dar ceea ce știu urmăresc să facă cu încăpățânare. Ți-am spus că am fost destul de surprins de această manieră a lor. Schimbarea de care vorbea Vlad Enăchescu, a ieșit Adrian Ilie și a intrat Gică Craioveanu, cel care în meciul de la Budapesta a avut două acțiuni de toată frumusețea ratate, din păcate. Cuplul de urmărește, să zicem, cu sufletul la gură, deși este deja o sintagmă bătătorită. Sirene și torțe pentru această victorie, torțe care este foarte, foarte aproape. Gică Popescu bine plasat, Pichont vine din spate, era dezechilibrat și faultează în atac. Mă așteptam... Și mie mi-a fost teamă. A fost frică de o lovitură liberă. Și mie mi-a fost teamă. Este imposibil ca într-o astfel de atmosferă echipa noastră să piardă ceea ce a obținut în prima repriză. Este o atmosferă electrică pânia. Nu mai contează proveniența celor de pe stadion, nu mai contează cu ce echipă țin, cu ce... O demonstrație care ne plătește inima. Și minge oferită ungurilor pentru un hands comis de Gâlcă. Șebec aruncă un balon spre careul nostru. Splendidă detenta lui Gică Popescu. Gâlcă! Jocul continuă! N-a știut Ganea că nu se află în offside, putea să facă o piruetă și să continue de unul singur. Acum asistăm la această acțiune ofensivă a ungurilor cu un foul comis de Gică Popescu. Emil, un singur minut de prelungire în această repriză a doua, indicat acum de la margine de arbitrul asistent. Asta înseamnă că mai sunt mare aglomerație în careul lui Lobonț, acesta stă pe linia porții. Privind încordat la ceea ce se petrece în fața sa, acolo este Șebec, respinge însă Gică Craioveanu până la Corșoș. Minge aruncată în careul și nostru, offside. Offside mare la Matiuș. Arel Țicleanu, tu ai jucat împotriva ungurilor la acel 0-0.
Am jucat întâi la un 2-2 la Bogota, când Cornel Dinu a marcat două goluri. A fost o bătaie crâncenă între noi pe teren. Apoi Între voi și unguri. Da. Între jucători, da. Nu, jucătorii celor două echipe. Da. Cam mirați erau sudamericanii, nu știau ce se petrece. Apoi am jucat la Budapesta când am fost învinși pe teren, dar și publicul nostru a fost bătut pur și simplu prin tribune. Și am partit acel 0-0 de pe 23 august când am ratat calificarea pentru Spania 82. Dorinel Munteanu cu ultimele forțe oprește un atac maghiar și în acest moment arbitrul